Быка Запада. Când zăpada cădea din înaltul nemărginit al cerului în fulgi mari și pufoși, o împărăteasă sta într-un jilț și cosea lângă o fereastră cu pervazul negru de abanos. Și cum cosea ea așa, aruncându-și din când în când privirile la ninsoarea ce se cernea de sus, se întâmplă să se înțepe cu acul în deget și trei picături de sânge căzură în zăpadă. Roșul sângelui arăta atât de frumos pe albul zăpezii că împărăteasa rămase încântată și gândi în sinea ei: ce n-aș da să am un copil alb ca zăpada, roșu ca sângele și cu părul negru ca abanosul. Trecu timpul, dar nu prea multișor, și împărăteasa născu o fetiță albă ca zăpada, cu gura roșie ca sângele și cu păr negru ca abanosul. Și dădură numele de albă ca zăpada. După ce o aduse însă pe lume, împărăteasa muri. Cum trecu anul, împăratul își luă altă soție. Femeia asta era tare frumoasă, dar nespus de trufașă și mândră, și n-ar fi îngăduit nici în ruptul capului s-o întreacă alta în frumusețe. Avea o oglindă fermecată și ori de câte ori se privea întrânsa, nu uita s-o întrebe: oglinjoară din perete, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Și oglinda îi răspundea: măria ta ești cea mai frumoasă din întreaga țară. Împărăteasa zâmbea fericită, fiindcă știa că oglinda grește numai adevărul. Vezi însă că albă ca zăpada creștea și se făcea pe zi ce trecea tot mai frumoasă. Și când împlini 7 ani, era o minunăție de fată frumoasă ca lumina zilei. Și frumusețea împărătesei începu a păli înaintea ei. Și într-o bună zi, când împărăteasa întrebă oglinda: oglinjoară din perete, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Oglinda îi răspunse: frumoasă ești crăiasă ca ziua luminoasă, dar albă ca zăpada e mult, mult mai frumoasă. La auzul acestor vorbe, împărăteasa se înspăimântă grozav și de pismă și de ciudă, odată se îngălbeni și se înverzi, de ziceai că-i moartea. Din clipa aceea, ori de câte ori o zărea pe albă ca zăpada, simțea că-i pleznește fierea de ciudă. Și azi așa, mâine așa, până ce începu să o urască de moarte. Pisma și ciuda creșteau în inima ei ca buruiana cea rea,
și se cuibăriseră atât de adânc că împărăteasa nu-și mai găsea pace nici ziua, nici noaptea. În cele din urmă chemă un vânător și-i porunci: ia fata asta și du-o în adâncul pădurii, că nu rabd să o mai văd în fața ochilor. Omoară-o și drept mărturie că mi-ai îndeplinit porunca să-mi aduci plămânii și ficatul netrebnicei. Vânătorul nu ieși din vorbele împărătesei și se afundă cu albă ca zăpada în pădure. Dar când scoase jungherul de la brâu și se pregătea să-i străpungă inima nevinovată, sărmana copilă începu să plângă în hohote și să se roage: vânătorule drag, cruță-mi viața și-ți făgăduiesc că o să-mi pierd urma în sălbăticia asta de codru și n-o să mă mai întorc niciodată acasă. Și pentru că albă ca zăpada era atât de frumoasă, vânătorului i se făcu milă de ea și îi spuse: dacă e așa, fugi de te ascunde, fetiță dragă, unde nu calcă picior de om. Iar în sinea lui gândea: biata de tine, până la urmă tot or să te sfâșie fiarele sălbatice. Totuși, parcă îi se luase o piatră de pe inimă că nu trebuie să-și mânjească mâinile cu sânge nevinovat. Și cum tocmai trecea pe acolo în fuga un pui de mistreți, îl înjunghie și, scoțându-i plămânii și ficatul, le duse împărătesei drept mărturie că i-a împlinit în totul dorința. Împărăteasa îi porunci bucătarului să le gătească de îndată cu sare și tot felul de mirodenii și atât de neagră era la suflet că nu se dădu îndărăt să le mănânce, încredințată fiind că mănâncă plămânii și ficatul fetiței. Piata copilă rămase singură-singurică în pădurea cea nesfârșită și era atât de înfricoșată că privea la mulțimea frunzelor de pe copaci ca și când de acolo ar fi putut să se ivească vreo primejdie și nu știa în ce chip și-ar putea găsi scăparea. Într-un sfârșit începu să alerge și gonea într-una peste bolovani colțuroși și printre mărăcini, iar fiarele sălbatice treceau în fuga pe dinaintea ei, dar nu-i făceau niciun rău. Alergă ea așa cât o mai ținură picioarele și în geana amurgului dădu cu ochii de o căsuță și intră înăuntru să se odihnească. În căsuță toate lucrurile erau mititele, dar atât de gingașe și sclipind de curățenie, că ți era mai mare dragul să le privești. Pe o măsuță acoperită cu o față de masă albă erau rânduite 7 talere mici și lângă fiecare taler se afla câte o linguriță, o furculiță, un cuțitaș și o cupă cât un degetar. Iar de-a lungul unui perete se înșirau 7 pătuceane așternute cu cearceafuri albe ca neaua. Cum era tare flămândă și însetată, albă ca zăpada, ciuguli câte un pic din fiecare taler, ciupi câte o fărămiță de pâine și sorbi din fiecare cupă câte o înghițitură de vin, fiindcă nu voia să ia toată mâncarea numai de la unul singur. Și fiindcă se simțea grozav de obosită, dădu să se culce într-un pătuț. Dar niciunul nu-i se potrivea. Unul era prea lung, altul prea scurt și abia ultimul pătuț se nimeri să fie pe măsura ei.
fata se culcă în el și adormi. Când se întunecă de-a binelea, sosiră și stăpânii căsuței. Erau cei 7 pitici care sfredeleau munții, scormonind în măruntaiele lor pentru a scoate la lumină tot soiul de metale. Ei aprinseră cele 7 lumânărele și de-ndată ce se făcu lumină în căsuță, își dădură seama că cineva străin cotrobăise peste tot, fiindcă lucrurile nu se mai aflau la locul lor așa cum le lăsaseră la plecare. Și atunci primul pitic îi zise: "Cine a stat pe scaunelul meu?" Al doilea urmă: "Cine a mâncat din talerul meu?" Al treilea: "Cine a mușcat din pâinișoara mea?" Al patrulea: "Cine a mușcat din legumele mele?" Al cincilea: "Cine a umblat cu furculița mea?" Al șaselea: "Cine a tăiat cu cuțitașul meu?" Al șaptelea întrebă și el: "Cine a băut din cupa mea?" Primul pitic cătă în jur mai cu luarea minte și pe dată văzu o mică adâncitură în pătucul lui. "Cine s-a culcat în pătuțul meu?" se minună el. Ceilalți alergară într-o goană la pătucianurile lor și începură să strige care mai de care: "Și în pătucul meu a stat cineva!" Dar când cel de-al șaptelea se apropie de pătucul său, dete cu ochii de albă ca zăpada, care stătea în el adâncită în somn. Îi chemă pe ceilalți și cu toții veniră în grabă, scoțând strigăte de uimire. Apoi îndreptară spre albă ca zăpada lumina celor 7 lumânărele și rămaseră să o privească. "Doamne Dumnezeule!" apucară ei să strige. "Tare frumoasă mai e copila asta!" Și atât de bucuroși erau că nu se îndurară să o trezească, ci o lăsară să doarmă mai departe în pătuț. Iar cel de-al șaptelea pitic dormi câte un ceas în patul fiecăruia și așa trecu noaptea. Când se lumină de zi, albă ca zăpada, deschise încetinel ochii și văzându-i pe cei 7 pitici, se sperie rău. Dar ei se arătară prietenoși și începură să o întrebe cu blândețe: "Cum te cheamă, fetițo?" "Albă ca zăpada," răspunse ea. "Și cum se face că ai ajuns în căsuța noastră?" o mai întrebară ei. Atunci albă ca zăpada le povesti de-a fir apăr totul: cum maică sa vitregă a pus să o moare, dar vânătorul se îndurase de ea și-i lăsase viața, și cum gonise toată ziulica prin pădure până ce dăduse peste căsuța lor. După ce o ascultară fără să scape vreun cuvințel din istorisirea ei, piticii ziseră: "Dacă te învoiești să vezi de gospodăria noastră, să gătești, să faci paturile, să coși, să speli, să împletești și să ții totul în bună rânduială și curățenie, apoi poți rămâne la noi și n-o să duci lipsă de nimic." "Da, primesc cu dragă inimă," răspunse albă ca zăpada și de atunci rămase la ei. Ea îngrija acum de toate treburile casei și în fiecare dimineață
piticii plecau în munți să scoată aur și tot soiul de alte metale și când se întorceau seara acasă, găseau mâncarea gata, aburind pe cuptor. Peste zi, fata rămânea singură singurică și din această pricină, piticii cei buni avuseseră mereu grijă să o povățuiască. Păzește-te de mașteră, că n-o să-i fie greu de fel să afle că ești la noi. Și cine știe ce pune iar la cale, nu cumva să lași pe cineva să intre în casă. Iar împărăteasa, fiind încredințată că mâncase plămânii și ficatul fiicei ei vitrege, se credea iarăși cea mai frumoasă femeie de pe lume. Și într-o zi, apropiindu-se de oglindă, o întrebă: Oglinjoară din perete, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Atunci oglinda îi răspunse: Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă, dar colo ascunsă în munți stă albă ca zăpada, la cei pitici cărunți și mult mai frumoasă. Împărăteasa se sperie din cale afară, fiindcă știa prea bine că oglinda nu minte. Și-și dădu pe dată seama că vânătorul o înșelase și că albă ca zăpada era încă în viață. Începu ea atunci să se frământe și să chipzuiască în ce chip ar putea să o piardă din nou, căci atâta vreme cât nu era cea mai frumoasă din toată împărăția, pisma îi chinuia sufletul fără răgaz și n-avea clipă de liniște. În cele din urmă născoci ceva. Își vopsi fața și se îmbrăcă întocmai ca o bătrână neguțătoreasă, că nimeni n-ar mai fi putut să o recunoască. Schimbată astfel la înfățișare, o porni peste cei 7 munți și, într-un sfârșit, se pomeni în fața cășoarei celor 7 pitici. Bătu la ușă și strigă din toată puterea: De vânzare, marfă frumoasă, de vânzare! Albă ca zăpada își aruncă o privire pe geam și întrebă: Bună ziua, tușică dragă, dar ce ai matale de vânzare? Marfă bună și frumoasă, se grăbi să-i răspundă neguțătoreasa. Cingător de toate culorile! Și vicleana scoase una împletită din mătase bălțată. Se vede cât de colo că e o femeie de treabă, gândi fata. Așa că n-am de ce să nu las înăuntru, că doar nu fi foc. Trase zăvorul, o pofti să intre și-și cumpără cingătoarea cea frumoasă. Vai, ce pocit ți-ai pus-o, fetițo! Ia, apropie-te să te gătesc eu cu ea așa cum se cuvine! Umbie cu blândețe femeia. Albă ca zăpada, n-avea de unde să bănuiască că ar paște-o vreo primejdie și o lăsă să-i pună cingătoarea. Dar babușca o încinse repede cu ea și o strânse atât de tare că fetei i se tăieră suflarea și căzu jos ca moartă. Ei, de-acum n-o să mai fii tu cea mai frumoasă! Hohoti împărăteasa și o șterse repede pe ușă. Mai trecu mult și spre seară veniră acasă cei 7 pitici. Și cum se mai speriară bieții de ei
când o găsiră pe iubita lor albă ca zăpada, zăcând la pământ fără simțire, de parcă ar fi fost moartă. O ridicară de jos și, văzând cât de strânsă era în mijlocul, tăiară în două cingătoarea. Fata prinse a răsufla iar și încetul cu încetul își reveni în simțiri. Le povesti ea piticilor toate câte s-au întâmplat și aceștia îi atraseră din nou luarea aminte. Neguțătoreasa aceea nu era alta decât haina de împărăteasă. Ferește-te, barem, de acum încolo, fată dragă, și nu mai lăsa pe nimeni să intre când nu suntem noi acasă. Și tare multă dreptate aveau, că femeia cea neagră la inimă nici nu așteptă să treacă bine pragul palatului și se duse glonț la oglindă și-o întrebă. Oglinjoară din perete, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Iar oglinda pe dată îi răspunse. Frumoasă ești, grăiasă, ca ziua luminoasă, dar colo ascunsă în munți stă albă ca zăpada la cei pitici cărunți și mult mai frumoasă. Împărăteasa rămase ca stana de piatră când auzi asta și simți că îi năvălește tot sângele în cap ca un vârtej, de câtă spaimă și mânie clocotea în ea. Va să zică, tot nu scăpase de albă ca zăpada, tot vie era netrebnică asta. Ei bine, de data asta mă-i strădui să născocesc ceva fără de greș, ca să-ți viu de-a binelea de hac. Și cum la farmece și vrăji nu întrecea nimeni, haina de împărăteasă meșteriu un pieptene otrăvit. După aceea își schimbă hainele și luă înfățișarea unei băbuțe gârbovite de ani. Și iarăși o porni peste cei șapte munți la cei șapte pitici cărunți. Ajungând ea la căsuța lor, ciocăni în ușă și strigă. Marfă bună de vânzare, marfă bună! Albă ca zăpada cătă afară pe geam și spuse. Vezi-ți de drum, femeie, că n-am voie să las pe nimeni înăuntru. Da, de privit, cred că ai voie să privești, nu-i așa? Și scoțând pieptenele cel otrăvit, îl tot plimba pe sub ochii fetei. Atât de mult îi plăcuse pieptenul, că albă ca zăpada se lăsă amăgită și deschise ușa. După ce se învoiră din preț, bătrâna o momi cu cele mai dulci vorbe. Ia vino în coala baba ca să te pieptene, ca să fii și tu odată pieptănată ca lumea. Biata albă ca zăpada nu se gândi la nimic rău și se lăsă pieptănată. Dar de-abia-i trecu babușca pieptenele prin păr, că o travă și începu să lucreze prin toate mădularele, arătându-și puterea ucigătoare și biata copilă căzu jos, fără viață. Acu s-a sfârșit cu tine, frumoasa frumoaselor! Rânji la ea femeia cea haină și în timp ce se grăbea să se îndepărteze de acele locuri, sufletul ei negru clocotea de o bucurie drăcească. Dar spre norocul fetei, înserarea coborâ curând și cei șapte pitici sosiră acasă. De-ndată ce o văzură pe albă ca zăpada, zăcând fără viață,
bănuiră că maștera trebuie să fi pus iar ceva la cale și, cercetând copila cu grijă, dă dură peste pieptenele cel otrăvit. Cum îl smulseră din păr, albă ca zăpada, își reveni în fire ca și când ar fi dormit numai nițeluși și prinse a le povesti cele întâmplate. Dimineața piticii o sfătuiră din nou să fie cu ochii în patru și să nu mai deschidă nimănui ușa, fie ce-o fi, și apoi se duseră la treburile lor. În ăst timp, împărăteasa ajunsese la palatul ei și, așezându-se în fața oglinzii, se grăbi să o întrebe. Oglinjoară din perete, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Și oglinda-i răspunse ca și altă dată. Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă, dar acolo ascunsă în munți stă albă ca zăpada la cei pitici cărunți și mult mai frumoasă. Auzindu-i spusele, împărăteasa începu să tremure toată și să clocotească de mânie. Netremnica asta trebuie să moară, chiar de-ar fi să plătesc moartea ei cu prețul vieții mele! Se strecură apoi într-o odăiță dosnică, în care nu călca picior de om, și amestecă de aici, amestecă de colo, până ce plămădi un măr otrăvit. La înfățișare, mărul era nespus de frumos, alb ca spuma pe o parte și rumen pe alta, că oricine l-ar fi văzut, îi se trezea numai decât pofta să-l mănânce. Dar cine ar fi apucat să muște numai odată din el, zile multe nu mai avea și cădea mort pe loc. După ce sfârși de meșteșugit mărul, împărăteasa își boi fața și se îmbrăcă în straie de țărancă. Și schimbată astfel, trecu peste cei 7 munți, grăbindu-se să ajungă la cășcioara celor 7 pitici. Aci bătu la ușă, dar albă ca zăpada, scoase capul pe fereastră și spuse: Nu pot lăsa pe nimeni să intre, că nu-mi dau voie piticii. Altă pagubă să n-am, răspunse țăranca. Slavă Domnului, găsesc eu mușterii pentru merele mele. Dar până una alta, haide ia și tu unul, că nu-i pe bani. Nici nu mă gândesc să-l iau, răspunse albă ca zăpada. N-am voie să primesc nimic. Ce, te temi să nu mori cumva otrăvită? Strecură ea cu viclenie întrebarea. Fii pe pace, copilițo, ia ca, tai mărul în două. Bucata asta rumenă mănânc-o tu, iar pe cealaltă o-i mânca-o eu. Dar vezi că mărul era cu meșteșug făcut, că numai partea cea rumenă era otrăvită. Albă ca zăpada râvnea de nu mai putea să guste odată din măr și când văzu pe țărancă mușcând din el, nu mai putu răbda și, întinzând mâna pe fereastră, luă jumătatea cea înveninată. Dar n-apucă să înghită decât o îmbucătură, că și căzu jos fără suflare. Împărăteasa îi arunca priviri ca de fiară și, beată de bucurie, strigă printre hohote de râs: Albă ca zăpada, roșie ca sângele și neagră ca abanosul, de-acu
pitici n-or mai putea să te învie. Plecă de acolo cât putu de repede și când ajunse la palat, întrebă iar oglinda. Oglinjoară din perete, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Și deodată auzi vorbele după care tânjise atât. Măria ta e cea mai frumoasă din întreaga țară. Abia acum își găsi liniștea inima ei cea pismașă, pe cât poate fi liniștită o inimă pismașă. În faptul serii, când piticii se întoarseră acasă, o găsiră pe Albă ca Zăpada, zăcând pe jos, fără pic de suflare. Era moartă ca toți morții. O ridicară, căutând să vadă dacă nu găsesc vreun lucru înveninat. Îi desfăcură cingătoarea, o pieptănară, o spălară cu apă și cu vin, dar totul fu zadarnic. Copila cea dragă era moartă ca toți morții și moartă rămase. Atunci o așezară și strângându-se toți șapte în jurul ei, plânseră amar și o jeliră 3 zile încheiate. Vrură după aceea să o îngroape, dar fata arăta atât de frumoasă de parcă s-ar fi aflat doar în somn și în obraj avea aceiași bujori roșii din totdeauna. Așa că piticii nu se îndurară să o coboare în pământ. Nu, în adâncul cel negru al pământului nu o putem coborâ. Ar fi mare păcat. Grăiră care mai de care și, așternându-se pe muncă, îi făcură un sicriu de cleștar ca să poată fi văzută de oriunde te-ai uita la ea. O culcară apoi înăuntru și deasupra îi scriseră numele cu slove de aur, precum și că a fost fică de împărat. Apoi urcară sicriul pe-un vârf de munte, de la șezara acolo și de fiecare dată rămânea câte unul de veche. Vietățile pădurii începură a veni și ele să o jelească. Mai întâi se arătă o buhă, apoi un corb și în urma acestora o hulubiță. Și așa rămase Albă ca Zăpada multă, multă vreme în sicriul ei de cleștar și nimic nu-i știrbea din negrăita-i frumusețe. Părea că-i vie și doarme, că era tot așa de albă ca zăpada, de roșie ca sângele și cu părul negru ca abanosul. Și s-a întâmplat că un fecior de crai să se rătăcească în pădurea aceea și, dând peste căsuța piticilor, să le ceară găzduire peste noapte. A doua zi, când o porni la drum, văzu sicriul din creștetul muntelui și pe frumoasa albă ca zăpada și citi cu nesaț ce sta scris deasupra cu slove de aur. Și cum privea vrăjit și nu se putea desprinde de locul acela, începu a-i ruga pe pitici. Dați-mi mie sicriul și o să vă dau în schimb tot ce vă pofti inima. Dar piticii răspunseră: nu ți-l dăm nici pentru tot aurul din lume. Dacă văzu așa, feciorul de împărat îi rugă cu și mai multă stăruință și ardoare: atunci îndurați-vă și mi-l dăruiți, că de când i-am zărit chipul, nu mai pot trăi fără să o văd pe albă ca zăpada. Și vă asigur că o voi cinsti mereu și o voi păzi ca pe făptura care mi-e cea mai scumpă pe lume. Au
auzindu-l cu cât foc vorbea, inimușii pitici se îndurară de el și-i dăruiră sicriul. Feciorul de împărat își chemă slugile și le porunci să ia coșciugul pe umeri și să-l urmeze. Și cum mergeau ei așa, se întâmplă ca unul dintre slujitori să se potignească de o buturugă și, din pricina zdruncinăturii, bucățica de măr pe care o înghițise albă ca zăpada îi sări afară din gât. O clipită doar atât să fi trecut și domnița deschise ochii, ridică ușurel capacul sicriului și se sculă în capul oaselor. Și era din nou vie de parcă s-ar fi trezit tocmai atunci din somn. "Vai, Doamne, unde mă aflu?" strigă ea nedumerită. Cu ochii râzând de bucurie, feciorul de împărat se apropie de dânsa și îi spuse: "Cu mine ești, cu mine!" și-i povesti toate câte s-au întâmplat. Iar la sfârșit adăugă: "Îmi ești mai dragă decât orice pe lumea asta și de te-ai învoi să mă însoțești la curtea tatălui meu, bine ar fi, că ard de dorință să-mi fii soție." Albă ca zăpada, ce era să mai spună, că și ei căzuse drag. Porni împreună cu el și făcură o nuntă de seduse vestea cu mare alai și voioșie. La nuntă o poftiră și pe maștera cea haină, că de tot o socotea un fel de rudă. După ce s-a gătit ea cu veșmintele cele mai de preț, s-a apropiat de oglindă și a întrebat-o: "Oglinjoară, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară?" Și oglinda pe dată i-a răspuns: "Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă, dar tânăra domniță e mult, mult mai frumoasă." Atunci, drăcoaica de femeie începu să blesteme de ciudă și să urle ca scoasă din minți și deodată simți că îi se face frică, dar o frică atât de îngrozitoare că nu știa ce să mai facă și încotro să o mai apuce. La început se codi să meargă la nuntă, dar cum nu-și găsea o clipă de liniște, gândi că trebuie neapărat să o vadă pe tânăra împărăteasă. Și de cum păși în sala tronului, dădu ochii cu albă ca zăpada. Și recunoscând-o, înlemni de spaimă și rămase țeapănă ca o momâie. Spaima pusese stăpânire pe toată făptura ei. Din pricina asta, împărăteasa se urâțea văzând cu ochii. Și atât de pocită se făcu că nici ea singură nu mai cuteză să se privească în oglindă. Își luă lumea în cap și o ținu tot într-o goană până se pierdu în adâncul pădurii sălbatice ca să-și ascundă acolo urâțenia. Și de atunci nici unui om nu-i mai fu dat să o vadă și nimeni nu mai știu ceva despre soarta ei. Iar albă ca zăpada trăi în bucurie și fericire împreună cu tânărul împărat și, dacă n-or fi murit, cu siguranță că mai trăiesc și în zilele noastre.